Mai mulți locatari din blocul 4 de pe strada Mihai Viteazu acuză primăria că le distruge singurul spațiu verde din zonă. În locul acestuia se intenționează amenajarea unei parcări. Locatarii nu sunt de acord cu acest proiect, mai ales că de ani de zile ei solicită sprijinul administrației locale pentru reînvierea a ceea ce a fost cândva o oază de verdeață. Nemulțumirea noastră că am avut spațiu verde, am făcut sesizarea anul trecut ca să ne refacă, să-l repare, să facă ceva, punem un gărduț viu, să ne punem iarbă, să pună, și contribuim și noi cu ceva, dar că în cazul așa. La primărie n-am primit nicio răspuns. A spus că nu este spațiu primăriei, este nu știu a cui. Acum vine primăria cu o echipă de la Suceava și a făcut, fără să ne întrebe, fără să zică, băi fraților, vă îngropăm aici cu betoane, mai trebuie și cavouri să mai facă pe stradă, și ne-au terminat. Am solicitat la ședință să ni se dea gazon, gard viu, să se facă înapoi bordura cum a fost, că acest spațiu a fost un părculeț, am avut noi aici, cu băncuță, cu absolut tot. Eu am discutat personal cu domnul primar și au zis, da, se va face. Absolut nimic. Prima dată ne-au spus că este spațiu revendicat. Acum, că e spațiu primăriei, să hotărească. Lucrările s-au sistat până la sosirea în zona unei echipe de la primărie. Locatarii au profitat de ocazie și au reproșat administrației că a pus ochii de ani de zile pe acest spațiu. Prima și prima dată ați vrut să faceți parcare supraetajată. Până n-am făcut scrisori la președinție, la guvern, peste tot am făcut scrisori. Și s-a renunțat la asta. Acum veniți cu altă parcare. Nu, domnule, noi aici am avut locatarii parcurile. Nu, 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 cereți-ne și nouă. O să punem mașinile în fața părculețului. Noi aici am avut părculeț. Viceprimarul Dragoș Lucian a încercat să calmeze spiritele și a promis o soluție care să împace pe toată lumea. Am încercat să venim în întâmpinarea solicitărilor locuitorilor din zonă de a amenaja și o parcare. Având în vedere că și necesitatea de spațiu verde este la fel de mare, îmbinăm parcare și cu spațiu verde. Vor fi parcări ecologice, în care bineînțeles că vom gazona și va fi gazon în această zonă. Vom planta și copaci, încercăm să mulțumim pe toată lumea. În cele din urmă, locatarii au acceptat soluția amenajării unei parcări pentru un rând de mașini, urmând ca pe restul terenului să fie semănat gazon. Ei au amenințat că dacă primăria va proceda altfel, se vor culca în mijlocul șantierului.